Ce fac soldații ruși cu lucrurile furate din casele ucrainenilor? Se întâmplă într-un oraș din statul vecin, Belarus. Războiul din Ucraina a produs multă suferință și distrugeri în ceea ce privește teritoriul și viața populației din zonele atacate de forțele armate ruse. De nenumărate ori, statul major al forțelor armate ale Ucrainei a raportat că invadatorii ruși jefuiesc proprietăți ale locuitorilor cotropiții, însă puțin se gândeau ce fac, de fapt, soldații cu lucrurile furate din casele ucrainenilor. Totul are loc într-un oraș din Belarus. Armata rusă a distrus orașe întregi, cartiere rezidențiale și practic viața multora dintre locuitorii din Ucraina. Invadatorii au trecut precum un uragan, lăsând în urma lor prăpăd. Multe proprietăți au fost jefuite de către forțele ruse, care au furat mașini și chiar aparatură electrocasnică, pe lângă alimente pentru a aproviziona soldații care lansau atacuri în teritoriu. În timp ce o parte dintre bunurile ucrainenilor au ajuns în Rusia, alte lucruri furate de soldații ruși din casele locuitorilor au ajuns într-un oraș din Belarus, statul care și-a arătat sprijinul față de Rusia încă de la debutul conflictului din Ucraina. Aici a fost înființat un bazar unde se vând diferite obiecte furate de către soldați în timpul invaziei, potrivit serviciului de informații al Ministerului Ucrainean al Apărării. De la declanșarea războiului de către Rusia, pe rețelele de socializare au apărut mai multe imagini care dezvăluie cum soldații ruși jefuiau magazine, bănci sau case ale ucrainenilor pe parcursul atacurilor. Se pare că trupele ruse au decis valorificarea bunurilor furate și au înființat o piață în aer liber în orașul Naroulia din Belarus, situat în apropiere de granița cu Ucraina. Aici se regăsesc jucării, bijuterii, mașini, produse cosmetice și chiar valută. Conform oficialilor ucraineni, în bazarul organizat de ruși se vând mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase, frigidere, bijuterii prețioase, autoturisme, biciclete, motociclete, vase, covoare, opere de artă, jucării, cosmetice. Practic, tot ce au obținut prin jefuirea civililor din Ucraina. Soldații lui Putin au încercat să schimbe valuta furată, însă restricțiile privind monedele precum euro și dolar au făcut ca bielorușii să fie reticenții și au ghidat rușii către băncile locale. Într-o postare de pe Facebook, serviciului de informații al Ministerului Ucrainean al apărării arată că invadatorii au amenajat un bazar special la Maroder. De asemenea, și în orașul Birin, regiunea Conotopski și districtul Sumai, situat la granița statului, a fost raportată o coloană de camioane cu diferite bunuri industriale și de uscasnic. Totodată, în orașul Mozir, Bilorusia, sunt adunate camazuri militare ruse din care militarii descarcă pachete cu lucruri obținute prin jefuiri.